Frumoasa și bestia. A fost odată, ca niciodată, un negustor bogat care avea trei fete. Toți patru duceau o viață îndestulată în casa lor, de la malul mării. Dar în timp, fetele cele mari risipeau banii tatălui pe rochii luxoase. Mezina, frumoasă, își ajuta familia după puterile ei, mulțumindu-se cu haine simple și trebăluind prin casă cât era ziua de lungă. Într-o bună zi, fetele auziră cum niște bărbați povesteau că toate vapoarele negustorului pieriseră într-o furtună cumplită. "Nu i-a mai rămas nimic," spunea unul dintre bărbați, dând din cap. "A ajuns sărac lipit pământului." Ca să mai salveze ce se putea salva, negustorul disperat pleca a doua zi la oraș. Acolo îi rugă pe banchier să-i împrumute niște bani, dar aceștia îl refuzaseră. Necăjit, negustorul porni înapoi spre casă, cu gândul la fetele lui, abia dacă își dădu seama că începuse să ningă. Când plecase de acasă la banchier, cele două fete mai mari îi ceruseră să le aducă de la oraș podoabe și rochii scumpe. Frumoasa, în schimb, nu-i ceruse decât un trandafir. Dar când ninsoarea se înteți și se transformă în viscol, negustorului tă cât era de amărât că nu le putea îndeplini dorința fetelor și că își pierduse toată averea. Vântul vuia și arunca trombe de zăpadă în calea călărețului și a calului său. Și tot mergând așa, negustorul se rătăci. Dar, pe neașteptate, în cale apăru un spirituș care îi făcu semn să-l urmeze. Apoi, când negustor ajunsese deja la capătul puterilor, spiridușul îi strigă cu un glas subțirel: "Uite-mă aici, hai înăuntru că o să avem grijă de tine." Iar negustorul văzu cu uimire cum în fața lui se ridicase un castel imens. După ce își duse calul în grajd și îi dădu să mănânce fân, negustorul intră în castel pe urmele spiridușului. "Hai aici, lângă foc," îl îndemnă spiridușul. "Cred că ți-e foarte fric și, de asemenea, foame." Un foc strașnic ardea în cămin, iar când negustorul se apropie de masă, aceasta se umplu ca prin minune cu tot felul de bucate. "Mănâncă," strigă spiritușul râzând pe înfundate de uimirea ce îi se citea negustorului pe chip. "Îți mulțumesc din suflet," îi răspunse el. Apoi se așeză la masă și mâncă pe săturate. Sătul și toropit de căldură, negustorul ostenit a dormit la masă. Chiar și spiritușul, încălzit de dogoarea focului, căzu într-un somn adânc. Iar pe când dormeau amândoi, o arătare imensă îi urmărea în tăcere din balcon. Dimineața, când se trezi cu forțe proaspete, negustorul îi mulțumi din nou spiritușului pentru ospitalitate. "Trebuie să mă duc înapoi la fetele mele," îi zise el, amintindu-și amărât câte necazuri avea. Și, trecând pe lângă poartă, negustorul privi cu mirare o tufă de trandafiri înflorită ca prin minune în mijlocul nămeților de zăpadă. Văzând trandafirii, își aduse aminte de mica rugăminte a frumoasei și se întinse să rupă una dintre florile acelea fermecătoare. "Nu!" strigă spiritușul, dar era prea târziu. Dintr-o dată, în fața ochilor săi, se vie o arătare dintre cele mai fioroase, care strigă la el cu glas tunător: "Așa mă răsplătești pentru bunătatea mea, furându-mi din neprețuiții trandafiri? Pentru asta o să plătești cu viața." "Îmi pare rău," bângui negustorul. "L-am luat pentru fata mea." "Fata ta?" urlă bestia. "Dacă te iubește cu adevărat, să vină aici, în locul tău. Dar dacă nu te iubește, ai să te întorci chiar tu, în decurs de 3 luni. Și acum, du-te!" Cum nu avea altă scăpare, bietul negustor
lor îi promise că se va întoarce, apoi încălecă pe cal și porni spre casă cu inima copleșită de durere. Dar când ajunse acasă și îi dădu trandafirul frumoasei, fericirea ei ilumină sufletul. Vai, frumoasă, îi spuse el mâhnit, dacă ai ști care e prețul acestui trandafir. Apoi fetele l-ascultară uimite când le povesti de castelul bestiei și de cumplita poruncă. O să mă duc eu în locul tău, tată, strigă frumoasă, decât să mor pentru mine, mai bine să fiu prizoniera bestiei. Să nu aud așa ceva, îi răspunse hotărât negustorul. O să mă întorc acolo când se vor scurge cele 3 luni. Surorile cele mari o priviră pe mezină cu mânie. Cele 3 luni se scurseră repede și în ultima dimineață, frumoasa, cu pantofii în mână, să nu facă zgomot, se strecură afară din casă. Puse șaua pe calul cel blând al tatălui, încălecă și, în tăcere, își lua rămas bun de la cei ai casei care încă dormeau. Știa că o să-i fie tare dor de ei, dar îi dădea putere gândul că o să-și salveze tatăl de la moarte. Frumoasa merse și merse și ajunse la castelul bestiei în miez de noapte. N-apucase să intre bine în curte când a apărut spiridușul. Bine ai venit, frumoasă! Hai după mine pe aici! O îndemnă el, parcă ar fi așteptat-o. Frumoasa intră în castel în urma lui. Spiridușul o conduse pe frumoasă într-un labirint de coridoare până la o cameră minunată, plină de trandafiri și mobilă frumoasă. Ăsta e dormitorul tău, îi spuse spiridușul. Apoi îi arătă o ladă plină cu podoabe sclipitoare. Și toate acestea sunt ale tale, îi explică el vesel, apoi dispăru pe ușă. Frumoasa se plimba prin cameră, admira trandafirii, podoabele, mobila, dulapul plin de rochii scumpe. Își dădu jos hainele simple pe care le purtase pe drum și îmbrăcă o rochie frumoasă. Atunci apăru din nou spiridușul. Vai, ce frumoasă ești! Murmură el. Cât de mult o să-i placi stăpânului meu! Ia uită-te în oglindă! Dar frumoasa, înlemnit de groază, în oglindă, în spatele propriei chipsării cumplita bestie, se întoarse să o privească în față. Bine ai venit la castelul meu, îi spuse bestia. Te afli aici de bunăvoie? Da, îi răspunse frumoasa. După un drum așa de lung trebuie să-ți fie foame, zise bestia cu glas răgușit. Hai cu mine! Bestia o duse pe frumoasă până în salon, unde se afla o masă aranjată pentru o persoană. Chiar dacă în sinea ei răsuflată ușurată că nu va sta la masă cu bestia, frumoasa era impresionată de bunătatea acelei ființe înfricoșătoare. Bestia îi ură noapte bună, iar fata rămase să mănânce, apoi, privind flăcările din sobă, gândurile îi zburară la bestie și la castelul acesta vrăjit. A doua zi spre seară, în timp ce frumoasa se plimba prin gădină, bestia veni să stea de vorbă cu ea. Tu ce crezi, sunt urât? O întrebă bestia. Da, răspunse frumoasa cu sinceritate, dar cred că ai un suflet bun. Și te-ai măritat cu mine? O mai întrebă bestia. Înfiorată de întrebarea lui neașteptată, frumoasa îi răspunse. Nu. Bestia venea zi de zi să o vadă pe frumoasă și să stea de vorbă cu ea. Se temea tot mai puțin de creatura aceea, dar de fiecare dată când o întreba dacă ar vrea să le ia de bărbat, răspunsul ei era mereu același. Într-o bună zi, frumoasa privi în oglinda fermecată din dormitor și își văzu tatăl. Ținea în mână un portret de al ei și părea tare bolnav. Frumoasa se duse în fugă la bestie. Trebuie să-mi dai drumul, îi strigă ea. Te rog, știu că ai un suflet bun. Tata e bolnav și are nevoie de mine. Atunci du-te, rosti cu glas căzut bestia, dar promitem că te întorci înainte să se fi împlinit 8 zile. Îți promit, murmură frumoasa. Frumoasa încălecă pe cal și porni spre casă ca vântul și ca gândul. Tată! Strigă ea, intrând varvârtej în casă. Frumoasă, ești vie și nevătămată, spuse tatăl, luând-o în brațe. Bestia aceea groaznică nu ți-a făcut niciun rău? Nu, tată, îi răspunse frumoasă, e monstru doar pe afară, dar are un suflet darnic și blând. Și tu ce mai faci? De acum, când știu că n-ai pățit nimic, o să-mi fie bine, îi zise tatăl, zâmbind fericit.
Zilele trecură ca gânduri, iar în cea de-a șaptea noapte, în timp ce frumoasa dormea, a apărut spiridușul. După ce îi murmură ceva la ureche, frumoasa visă că bestia o aștepta în singurătate, pierzându-și tot mai mult speranța că ea o să se întoarcă. A doua zi, frumoasa le spuse tatălui și surorilor ei că o să se întoarcă la castelul bestiei așa cum promisese. Dar surorile invidioase, perochea și podoabele ei scumpe încercară să o convingă să nu mai plece, numai că frumoasa așteptă clipa când ele erau ocupate Frumoasa își mângâie calul. Apoi se furișa afară din casă. Bestia are nevoie de mine, își spuse ea. Trebuie să mă duc. Frumoasa își mângâie calul. Du-mă ca vântul și ca gândul, îl îndemnă ea. Mi-e teamă că bestia e pe moarte. A fost bun cu mine și a avut încredere în mine. Acum înțeleg că sub chipul acela urât se ascunde un suflet tare frumos. Și calul porni în galop, ducând-o de grabă spre castelul bestiei. Când frumoasa ajunse la castel, bestia nu ieși înainte. Așa că ea început să alerge strigând înfricoșată. Unde ești? Unde ești? Vino, frumoasă, o spuse. După mine, îi răspunse un glas subțirel. Era spiridușul. Frumoasa merse după el și găsi bestia zăcând în curte. Frumoasă, murmură bestia, ce mult mă bucur să te mai văd odată înainte să mor. Cum să mori? Strigă frumoasa, îngenuncând lângă el și sărutându-l pe obraz. Te iubesc și vreau să mă mărit cu tine. Bestia închise ochii și, dintr-o dată, curtea toată se lumină ca prin farmec. Frumoasa îl privi uimită pe prințul cel frumos care apăruse în fața ei. Unde-i bestia mea cea dragă? Întrebă ea. Chiar eu sunt, îi răspunse prințul. Iubirea ta a risipit vraja ce mă transformase în bestie. Te iubesc, frumoasă! Iubirea ta mă face nespus de fericită, spuse frumoasa zâmbind. Toate bogățiile acestea sunt ale noastre de acum încolo, zise prințul, arătând spre castel. Și frumoasa înțelese că familia ei nu va mai fi niciodată săracă, iar în aer parcă o muzică fermecată, în timp ce ei se sorbeau din ochi și se gândeau câte zile fericite îi așteaptă de acum înainte.